Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun regăsit la o nouă ediție de știri realizată în redacția web a primăriei din Torino. Începem cu informațiile despre starea vremii. După un sfârșit de săptămână atât de cald, și astăzi vremea rămâne destul de plăcută. Chiar dacă soarele nu mai este atât de puternic, temperatura maximă va fi astăzi de aproximativ 25 de grade Celsius. Vremea rămâne frumoasă și pe parcursul zilei de mâine. În acest moment, în Torino, temperatura este de aproximativ 23 de grade Celsius, umiditatea este de 40%, iar presiunea atmosferică de 990. Începem ediția de astăzi cu o știre care îi vizează pe cei care au nevoie de un ajutor economic pentru plata chiriei. Regiunea Piemonte a alocat fonduri care vor putea fi solicitate prin depunerea unor cereri, începând de astăzi, 13 septembrie, și până în 15 octombrie. Birourile în care pot fi depuse cererile sunt în via Monte Ortigara numărul 95, în via Stradela 192 și în strada comunale din Mirafiori numărul 7. Pentru primirea acestui ajutor, venitul pe anul 2009 nu trebuie să depășească suma de 11.913 euro, iar chiria trebuie să constituie mai mult de 14% din sumă. Și dacă pentru a vă deplasa folosiți transportul public, trebuie să știți că vineri, 17 septembrie, este programată o grevă de 4 ore. Mijloacele de transport urbane, suburbane și metroul nu vor circula în intervalul orar 16-20, iar transportul extraurban și liniile urbane 43, 46, barat și 19 nu vor circula de la 10.30 la 14.30 și transportul feroviar va fi oprit în intervalul 9-13. Iar dacă doriți să faceți o surpriză frumoasă copiilor dumneavoastră, începând de astăzi și până în 19 septembrie, în Torino se desfășoară Festivalul Internațional de Teatru de Stradă, unde sunt organizate spectacole surpriză, pot admira clowni sau pot participa la laboratoare în care pot învăța cum se construiesc marionetele. Programul întregului eveniment este disponibil pe pagina web afișată mai jos. Iar la final vă prezentăm un alt drept al cetățeanului torinez, apărătorul civic. Acesta este garantul imparțialității și are datoria de a asista gratuit cetățenii în urmărirea propriilor interese în ceea ce privește actele și comportamentul primăriei circumscripțiilor sau instituțiilor controlate de către primărie. Pentru a fi primiți, trebuie să faceți programare în piața Palațul Dicita numărul 1 la parter. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi, luni 13 septembrie, a Torino Web News. Noi vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm din nou la o nouă ediție și mâine de la 12.30. Vă urăm o zi excelentă în continuare!